Salutare copii! Astăzi vom cunoaște fructele care se coc în anotimpul de toamnă. Și vom începe cu para. Copacul în care cresc perele se numește păr. Părul crește în grădină sau în livadă. Fructul se numește pară. Para poate fi galbenă sau verde sau galben-verzuie. Are o formă alungită. Are un miros plăcut, parfumat și un gust dulce-dulce. Para este formată din coajă, miez și semințe. Coaja este cea care acoperă fructul. Ea este aspră și tare. Miezul are culoare alb, este zemos și dulce. Semințele se află în mijlocul fructului. Ele sunt mici, tari, maronii. Perele se pot consuma proaspete sau conservate. Dacă le consumăm proaspete, nu uităm să le spălăm. Pruna. Copacul în care cresc prunele se numește prun. Prunul crește în grădină sau în livadă. Prunele au culoarea vineție sau alb-galbuie. Ele au o formă ovală. Au un miros specific, dar plăcut. Prunele au un gust dulce sau dulce-acrișor. Pruna este acoperită cu o coajă subțire, netedă și lucioasă. Miezul este moale și zemos. În mijlocul prunii găsim un sâmbure tare, lemnos, mare, în care se află sămânța. Prunele pot fi consumate proaspete, bine spălate, conservate sau uscate. Strugurele. Strugurele crește pe vița de vie. Fructul se numește ciorchine de strugure. Strugurele este format din boabe. El are culoare alb-gălbuie, violet sau verde. Forma boabelor este rotundă sau ovală. Strugurele are un miros specific, dar plăcut și un gust dulce. Boaba de strugure este formată din coajă, miez și semințe. Coaja este subțire, străvezie și netedă. Miezul însă este moale și foarte zemos. Semințele sunt mici, tari și maronii. Strugurii se consumă proaspeți, bine spălați sau conservați. Gutuia. Copacul în care cresc gutuile se numește gutui. Gutuiul crește în grădină sau în livadă. Gutuia are culoarea galbenă, o formă rotundă, ușor alungită, un miros plăcut și gust dulce-acrișor. Gutuia este formată din coajă, miez și semințe. Coaja este netedă, tare, cu puf pe ea. Miezul este alb-gălbui și tare. Semințele se află în mijlocul fructului, sunt mici, maronii, tari și stau în cămeruțe. Gutuile se consumă proaspete, bine spălate de puf sau conservate.
care cresc nucile se numește nuc. Nucul crește în grădină. Nuca are culoare verde, formă ovală, nu are miros și niciun gust. Nuca este formată din coajă și miez. Coaja este tare, verde, se desprinde și cade la maturitate. Miezul sau sămânța are gust dulce amărui, tare, zbârcit și este protejat de un îngăliș lemnos maroniu cu șânțulețe pe el. Se consumă numai miezul la nucă sau se pun la prăjituri. Mărul. Copacul în care cresc merele se numește măr. Mărul crește în grădină sau în livadă. Mărul are culoarea roșie, galbenă sau verde. El are formă rotundă, uneori alungită în partea de jos. Are un miros specific, plăcut și gust dulce sau dulce acrișor. Mărul este format din coajă, miez și semințe. Coaja este tare, netedă și subțire. Miezul este alb și tare. Semințele sunt mici, tari și maronii și se află în cămăruțe. Merele se consumă proaspete, bine spălate sau conservate.